este un lucru minunat să poți să coroană pe cap și să fii cea mai frumoasă femeie din România și dezavantaje lucruri că sunt. Pentru că nu poți un dezavantaj să fii cea mai frumoasă femeie din România. Dar cum ai fost văzută după acest concurs? De către prieteni, cunoștințe, pe stradă, care o cunoscut lumea? Concurs, da, mă recunoaște lumea, mai ales la mine în Brașov. Și prietenii mei spun că au rămas aceiași, numai că acum port o coroană pe cap. Eu sunt aceeași persoană, numai că am o coroană pe cap, atât de atât. Pentru mine Las Vegas, experiența din Las Vegas a însemnat o experiență extraordinară, care doar o singură dată în viață te poți întâlni cu ea și care am învățat foarte multe lucruri și m-am maturizat foarte mult această experiență. Dar, din păcate, doar o singură dată în viață pot avea. Ok, da. După frumusețe, care consider că este următorul tău atu? Următorul meu atu, după frumusețe, cred că este... caracterul meu, crederea mine. Am multe atuuri. Poate n-ar trebui să le spun eu, probabil ceilalți nici nu ar trebui să-mi vadă mie atuuri. Într-adevăr, foarte greu. Dar la un moment dat, ce dorești în suflet, să faci ceva, să realizezi ceva, nu contează că n-am dormit o ore sau că... Deci, e foarte greu, recunosc. Este o experiență foarte grea și un an foarte greu pentru mine. Dar încerc să merg cu capul sus și să uit de nopțile de dormite și de alte probleme care mai sunt.